acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiind doar bine.
printre toate frații mei să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte psalmi. Iar Iisus a răspuns pe el, ce este scris în lege, cum citești? Iar el a răspuns să-i vezi pe Duhul Dumnezeu tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată plăcutea ta și din sufletul tău. Iar va avea aproape tot ce-a văzut pe el. Atunci Iisus i-a zis, drept a răspuns la dreapta și de tipii. Dar el nu se trebuie de dreapta de tine a zis pe Iisus și cine se aproape de mine. Dar Iisus i-a răspuns, un om coborare la Ierusalim a Ierihon și-a căzut pe răpacare că și l-au dezbrăcat și l-au rămut. Au plecat răspundul aproape mort. Din încărcare, din preot, coborat pe care aceea și văzut la pătuța alături. De asemenea și un levit ajungând în acel loc și văzut. În acești perele început și perele sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai primit pe unul născut Fiul tău să te mântuiască toată boala și neputința sufletelor și a putrilor noastre, primite Duhul tău cel Sfânt și sfințește cu îndelemnul acesta. Spre izbăvire desăvârșită, fă robilor tăi care se vor punge spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești așezământul de lege al tău și dai mila ta celor ce te iubesc, cel ce dai izbăvire de păcate, prin Sfântul tău unchi Iisus Hristos, care ne-ai rănăscut pe noi din păcate. Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși miluiești. Zahie, covoarele din arde, astăzi trebuie să rămâne în fața ta. Și acum de gradul s-a primit curânce. Și văzând toți comorau de când, ca intrat să găzuiască la un om păcătos. Iar ca cel știind înaintea Domnului a zis, iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am reușit pe cineva cu ceva, în tot împătrit. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuire ca și acestea. Pentru că și acesta este Fiul lui Abraham. Că Fiul omului a venit să caute, să mântuiască pe cel pierdut. Adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii. Însuți iubitorul de oameni, stăpâne de Dumnezeul celor veșnice și acelor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednicii robii tăi. Și au venit la tine cu credință, primindu-i cu iubirea ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, spală și curățește pe ei de tot păcatul. Și viețuind gururea împreună cu dâns și păzește în ceilalte vieților, ca umblând cu poruncile tale să nu mai fie bajocură diavolului. Cel ce pe fica care a ieșit, a iubărit-o de demonul cel cumplit, care s-a dat
văzând mulțimea din casă și din fața casei, cei ce l-au adus, cei patru prieteni săi, au îndrăznit și s-au descurajat. Puteau să-i fi spus, iată, te-am adus până aici, vezi bine că e casa plină, vezi bine că n-avem ce face, vom sta poate în fața casei sau nici măcar atâta, de acum ce să faci, atâta se poate și nimic mai mult. Dar au îndrăznit să facă cele pe care atunci le-a dat credința și dragostea lor și făcând spărtura aceasta prin acoperiș și l-au lăsat pe cel bolnav în fața Domnului. Și vedem că s-au mirat cei din jur că primul cuvânt al Domnului nu a fost spre tămăduire lui. Crezi tu că te poți face sănătos? Voiești să fii sănătos? Așa cum de obicei s-a adresat Domnul celor bolnavi. Și a spus, fiule, iertate sunt păcatele tale. Și s-au mirat cei din jur pentru aceasta, gândind că vorbește cele de necredință și de blasfemie. Și într-o anume măsură, îndreptățit, pentru că numai Dumnezeu, într-adevăr, are putere să ierte păcatul. Oricâtă știință, oricâtă inspirație am avea noi oamenii, prin puterea noastră nu avem putere a ierta păcatul. Nici preotul, nici episcopul nu iartă păcatele în numele lor și cu puterea lor, ci cu puterea lui Dumnezeu. Și vindecarea ce se săvârșește, nu se săvârșește prin puterea lor sau prin sfințenia vieții lor, ci dragostea lui Dumnezeu pe care o cheamă și puterea lui Dumnezeu cea lucrătoare, care schimbă de multe ori și inima omului, pentru că preotul simte dragostea lui Dumnezeu când vindecă pe om. Și simte și curăția omului când omul cu gând curat vine către Domnul pentru vindecare sau cu pocăință. Dar Domnul a spus acest cuvânt ca să înțeleagă atunci cei din jur și noi până în ziua de astăzi că într-adevăr Dumnezeu adevărat a fost Cel ce a venit într-un chip atât de firesc și de smerit printre oameni. Într-un chip atât de neobișnuit. Multe și-au închipuit oamenii despre Dumnezeu. Că este atotputernic și este. Că va fi o judecată pentru tot ceea ce se întâmplă în lume și așa este. Că se cuvine să aducem jertfă și milostenie și așa este. Dar în nicio religie nu veți găsi acest gând că Dumnezeu vine atât de firesc, că se poate lăsa ispitit, bajocorit și scuipat și să nu zică nimic. Încât și apostolii s-au temut, văzând atâta neputință și atâta firesc în Cel ce a venit Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De aceea Evanghelia de astăzi este pentru noi o înțelegere adâncă. Că și atunci când ne adunăm la Sfântul Maslu, ne adunăm împreună preoți și credincioși, împlinind cuvântul pe care tot Hristos ne spune că tot ceea ce se vor închina, de vor fi doi sau mai mulți adunați în numele meu și eu voi fi în mijlocul lor. Și iată ne întărim toți rugăciunea unii cu alții. Atunci când împingem o greutate sau o tragem, orice mână de ajutor este binevenită. Și în rugăciune este la fel. Și în rugăciune credința multora o întărește pe acelor slabi și toți ne împărtășim din puterea lui Dumnezeu. Ne amintim la Valaherne când Sfinților Andrei și Epifane s-a arătat acoperământul Maicii Domnului întreaga biserică. Oare toți cei din biserică credeau deopotrivă cu ei nici de cum? Oare toți aveau gândul ca de foc în rugăciune? Nici de cum. Unii mai mult, alții mai puțin. Dar pentru că erau acolo, toți erau acoperiți acoperământul Maicii Domnului. De aceea, împlinind această lucrare, să veniți astăzi la biserică, la această sfântă mănăstire. Încredințați de rugăciunea și puterea rugăciunii Maicii Domnului. Încredințați de lucrarea lui Dumnezeu. Toți ați făcut acest pas de credință. Și ne-am rugat și ne rugăm împreună ca Domnul să vă întărească și să vă inspire, să vă înmulțească această credință și să vă tămăduiască sufletele și trupurile, precum ne și rugăm în această taină inspirată de Dumnezeu. Să continuați să duceți postul cu gând curat, cu gând de nevoință, cu gând de cinstire lui Dumnezeu.
și orice ne va fi dat să ducem în aceste zile și celor ce vor veni, crize sau boli sau războaie, să fim încredințați că sunt cunoscute de Dumnezeu și au și ele un rost și o îngăduință, că și fără îngăduința lui Dumnezeu, nici bine, nici răul nu se petrec pe pământ. Să ne rugăm însă bunului Dumnezeu ca rugăciunea noastră și pocăința noastră să covârșească lucrarea răului în lume, astfel încât să ne bucurăm de pace și de sănătate și să aflăm toți mângâiere și har de la Dumnezeu pentru a-L slăvi în viața aceasta și a îmbărbăta și pe toți cei care au nevoie de aceasta. Să fiți binecuvântați și să vă întărească Dumnezeu și să vă numere pace. Pe această cale țin să mulțumesc în altă Sfântul Părinte Mitropolit Teofan pentru că ne-a dat această șansă și a făcut posibilă prezența Preasfinției voastre, dar în ultimul rând să mulțumesc personal Preasfinției voastre, fiindcă nu ușor vă este, știu că aveți agenda foarte încărcată și ați fost și la Sfânta Liturghie astăzi și ați venit atât la distanță și nu ne-ați uitat. Ați venit să ne binecuvântați, avem o mare nevoie cu toții de sănătate trupească, sănătate sufletească. Vă mulțumesc, Preasfinția voastră, că existați și mulțumesc, Maicii Domnului, că v-a adus în mijlocul nostru și sunteți ierarhul nostru. Iar despre cuvântul Preasfinției voastre, încă de când erați exact cu Sfintele noastre mănăstiri, a ajuns în inima sufletului meu și numai a mea, la toți credincioșii care vă pomenim și cred că este pentru sufletul noastră un balsam, un cuvânt cu multă, cum să mă exprim eu, să nu greșesc, să am foarte mare emoție. Aveți atâta bunătate și, nu știu, să ne dat Dumnezeu smerenia și modestia Preasfinției voastre nouă tuturor. Vă mulțumesc că ați răspuns și ați dat curs invitație rugăminții noastre, mai bine spus. Și de fiecare dată am spus și în predica astăzi, încă pe când erați exarhul nostru, de fiecare dată când am primit blagoslovenia Preasfinției voastre, am avut mare binecuvântare la Maica Domnului. Și Preasfinția voastră vă încredințeze toată dragostea mea părintească de supunere și ascultare față de Preasfinția voastră și vă mulțumesc din inimă, nu găsesc cuvinte, în puține cuvinte să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru Sfintele noastre mănăstiri, ce ați făcut până acum, ce faceți și în continuare. Și mulțumesc tuturor părinților slujitori în cele tare, mai tot timpul sunt alături de mine, deși mănăstirea, parohia, avem o legătură Preasfinția voastră foarte frumoasă între mănăstire și parohie. Și este un lucru frumos și plăcut atât înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să ne ajute milostivul Dumnezeu tuturor. Și Măicuța Domnului prin rugăciunile care le-a rostit Preasfințitul, prin cuvântul de învățătură de folos, să ne fie nouă de folos tuturor. Și să vă ajute Maica Domnului să ne reîntâlnim cu îngăduința Preasfințitului și cu aprobarea noastră Preasfințitului Mitropolit Teofan, în Duminica Floriilor, va sluji la Sfântul Maslu Preasfințitul Părinte Antonie de Bălți. Fiindcă nu putem să reușim de fiecare dată să-L avem Preasfințitul nostru în mijlocul nostru, fiindcă sunt destule parohii care nu și-ar dori mănăstire, parohie, preot să se bucure, să aibă prezența ierarhului. Vă mulțumesc din inimă prezenția voastră, să ne trăiți într-un mulți binecuvântați ani. Asupra cerului.